E povestea a doi colegi de serviciu, de slujbă. Lucrau la calea ferată. Rostul lor era să vegheze trecerea trenurilor peste un pod construit deasupra unei prăpăsti uriașe. Unul avea o cabină construită la capătul podului. Dacă s-ar fi întâmplat ceva cu podul, trebuia să sune pe colegul său care era câțiva kilometri în amonte și să l-avertizeze să oprească traficul trenurilor spre pod. Într-o noapte s-a întâmplat nenorocirea. O furtună uriașă a făcut ca podul să se clatine din temelii și el imediat a sărit, a pus mâna pe telefon și și-a sunat colegul. Când l-a sunat, ăsta i-a răspuns imediat și a spus: bine că m-a informat că tocmai trebuie să meargă spre prăpastie, spre pod, un tren de călători. A sărit omul de la locul lui, a luat felinarul, s-a postat între șinele de cale ferată și a făcut semnul opririi pentru cei care eventual ați lucrat în branșă, rotind felinarul în cer. Nu l-a văzut nimeni sau nu se știe ce s-a întâmplat. Trenul și-a continuat parcursul cu aceeași viteză. El în ultima clipă a sărit între șinele de cale ferată și a salvat viața și trenul a mers și s-a prăbușit în prăpastie. Au murit oameni. A fost mare, mare nenorocire, mare necaz. A doua zi au început anchetele. I-au chemat pe toți cei implicați și, bineînțeles, i-au chemat pe cei doi. Primul l-a chemat pe cel de la cabină, de lângă pod. Și a întrebat: ai fost azi noapte de serviciu, da? Spune-ne ce s-a întâmplat. Și omul zice: a început furtuna pe la ora cutare, s-a prăbușit apoi podul după câteva ore. Ce ai făcut atunci? Așa cum am fost instruit, am pus mâna pe telefon. Când eu lucram în siguranța circulației la calea ferată, această metodă de comunicare, că nu erau nici e-mail-uri, nici texte, nici, era prin note telefonice. Tot ce spuneam colegilor mei, scriam eu, scriau ei la capătul celălalt de București. Când ei îmi spuneau mie, era invers, scria și el și eu. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, puneam cele două note telefonice lângă o altă. Probabil că așa a fost și acolo. Și mi-am sunat colegul, l-am informat, a fost lucid, te-a auzit, da, era ce a spus, că se duce să facă semnul opririi la tren. L-am mai întrebat de una de alta și a spus: se pare că tu ți-ai făcut slujba. L-a luat pe colegul său. Aceleași întrebări: ai fost de serviciu, da. Ce s-a întâmplat? La ora acutare, potrivit notei telefonice, am fost sunat de colegul meu. Te-ai informat, da. Ce ai făcut? Așa cum am fost instruit, am luat felinarul, m-am postat între șinele de cale ferată, am făcut semnul opririi și nu știu, nu m-a văzut nimeni. Știți că întotdeauna morții-ți dă vină. S-a prăbușit. Deci se pare că și tu ți-ai făcut slujba. Le-a dat drumul amândoi. În drum spre casă mergeau bătuți unul lângă celălalt. Și primul începe discuția cel de la pod. Ce mai zice: asta e meseria noastră. La prozar să sparg ouă, la noi se întâmplă accidente. Asta e. A făcut tot ce a depins de noi. Care colegul său îi zice: auzi, mare noroc am avut, zice, că a uitat să-mi pună o întrebare. S-a oprit colegul și zice: ce nu te-au întrebat? Zice: nu m-a întrebat nimeni dacă felinarul cu care am făcut semnul opririi lumina. În grabă am uitat să-mi aprind felinarul și am făcut semnul opririi cu un felinar stins în noapte. Nu m-a văzut nimeni. Este o cântare veche de-a noastră: cel ce zici că ești lumina, oare câte inima e rănită? Pentru câți nu ești de vină? E bine și apreciez spiritul misionar al bisericii dumneavoastră. Spun adesea
Lucrez de câțiva ani în departamentul cultului penticostal din România pentru diaspora și spun că am fost un păstor foarte supărat pe fenomenul emigrației. Normal că nu-ți vine bine. Tot evangelizam în țară, îi școlam, îi ordinam și după aia plecau. Al mei, eu am două biserici în Londra, din biserica noastră. N-am pe aici, că-s pe acolo. V-a trimis Dumnezeu aici într-o lume surdă și oarbă. Să le spuneți că Dumnezeul pe care l-ați cunoscut în România încă e pe tron. Amin. Și iubește Europa asta pierdută și că vrea să-i mântuiască. Amin. Și că-i vrea pentru cer. Mă rog să vă ajute Domnul să vă achitați de mandatul pe care vi l-a încredințat. Mă bucur să aud că aveți o biserică voastră, adică a Domnului, și nu vă ajunge și vreți să construiți alta. Și asta onorează biserica lui Dumnezeu în general și mișcarea penticostală din România, de unde ați venit. Dar mă rog să vă facă Domnul lumini pentru nemți, pentru emigranții din alte popoare care sunt aici. Să fiți luminile lui Dumnezeu. De-aia v-a trimis Dumnezeu aici. Voi vei să vă ridicați în picioare. Vreau să ne rugăm pentru asta. Vreau să ne rugăm pentru biserica dumneavoastră. Doamne, lasă harul Tău peste adunarea fraților noștri de aici. Și vreau să ne mai rugăm pentru ceva. Spuneam la început că am bucuria să vorbesc despre un Dumnezeu a cărui mantie ne acoperă cu poalele Lui în această seară. Este cineva care ar vrea să atingă de poala hainei Lui în seara asta? Este cineva care ar vrea să apuce harul lui Dumnezeu? Chiar este cineva care are nevoie de mântuire, de vindecare, de eliberare? Fă un semn al credinței și ridic o mână și spune: Doamne, vreau să Te ating și eu, vreau să fiu și eu eliberat, vindecat, Doamne, și nevoia mea și problema mea să capete trecere înaintea Ta. Vreți să ne rugăm pentru asta? Fie Duhul lui Dumnezeu la lucru. Aleluia.